Astăzi am creat pe o tabletă, nu pe hârtii și foi, un personaj dintr-un serial SpongeBob Pantalon Pătrați, la fel și prietenii mei au creat tot felul de personaje din filmele lor preferate. Noi am învățat să modelăm digital. Tehnologia evoluează și trebuie să ne acomodăm și cu aceste noi metode de a crea artă. Pentru mine a fost un nou domeniu care mi s-a prezentat și m-a ajutat să mă hotărăsc dacă aș vrea să poate să merg pe o direcție asemănătoare mai departe. În primul rând, programul ăsta se întâmplă din cauza cursurilor pe care le ținem noi la Casa Tineretului, la Fundația Județeană pentru Tineri Timiș, unde facem cursuri care sunt finanțate de UNICEF. E un, cum să zic, o introducere în, de fapt, artă digitală pentru începători. Adică, cumva, nu or să facă neapărat ceva super, super, super avansat, dar au instrumentele ca să facă ceva avansat. Modelăm 3D, creăm modele 3D în diferite aplicații care ne sunt de folos acolo, iar după ce creăm modelele, le punem pe laptopurile care au fost donate de către HP, către UNICEF, le trimitem spre imprimanta 3D pentru a fi apoi printate și oferite participanților. De astăzi avem participanți și români și ucrainieni, cumva formularul e deschis pentru toată lumea și e făcut în mai multe limbi, în română, engleză, ucraineană. Мене звати Леднянко Олександр, мені 14 років. Я з міста Чорноморськ, Одеська область. Меня записала мама, потому что ей посоветовали друзья. Я подумал, что это будет интересно, так как я хочу стать программистом. Потому что я считаю, что 3D-принтер — это очень интересно, и за этим будущее. Я думаю, что оно мне знадобиться, когда я буду поступать в колледж або университет.